Peste 250 de milioane de lei. Atât a obținut astăzi Primăria Capitalei din vânzarea mai multor terenuri. La licitație a fost înregistrat și un record absolut. Un teren de niciun hectar a fost vândut cu 120 de milioane de lei, cea mai mare ofertă de până acum. Terenul aflat în sectorul Râșcani a fost râvnit de mulți, inclusiv de persoane anonime care intenționau să-l preia gratuit prin judecată, susțin autoritățile municipale. Astăzi, municipalitatea a scos la licitație 20 de loturi. 7 au fost excluse din lipsă de oferte, iar celelalte 13 loturi au fost vândute cu suma totală de circa 252 de milioane de lei. Cel mai scump teren cumpărat este în sectorul Râșcani. Evaluarea acestui teren era de 35 milioane de lei. Iată, noi preconizam să fie, așa era o apreciere a specialiștilor, că am putea încasa în jur de 70 milioane. Iată că am încasat 120 de milioane și vă închipuiți cât ce prejudice este în proporție de USB de mari. Este o sumă record înregistrată când Primăria Municipiului Chișinău vinde astfel de terenuri și la așa prețuri. A existat însă riscul ca acești bani să nu ajungă în hazneaua orașului. Cu două zile mai devreme, un executor judecătoresc pusese sechestru pe acest teren. Temeiul a fost o hotărâre judecătorească din 2012 care obligă Consiliul Municipal să dea în arendă terenul cu suprafață de 39 de are. Viceprimarul spune că decizia este ilegală și că a fost luată în mod deliberat pentru a sabota activitatea municipalității. A fost anunțat și participanții la această licitație că există o astfel de problemă eventual, dar ea va fi soluționată cât de curând, ori această hotărâre de judecată din 2012 va fi executată la Consiliul Municipal și nu este necesar să fie aplicat sechestru, este un sechestru abuziv. Dar de ce a fost făcut? Ca să fie intenționat să îngrădească acțiunile primăriei de a valorifica terenurile municipale. Cineva dorea acest teren să-l preia gratuit în mod fraudulos. Deși nu este foarte mare, terenul vândut s-a dovedit a fi foarte atractiv pentru investitori. În total, 6 persoane au aplicat pentru oferta respectivă, iar problema cu decizia instanței a fost soluționată dimineața. La cadastru, careva înscrieri cu privire la sechestru nu au fost înregistrate. Avem extrasul cu data de astăzi, unde extrasul este absolut curat. Menționăm că bunurile din proprietatea municipalității sunt vândute prin intermediul licitațiilor publice la care poate participa oricine, iar încasările merg în bugetul capitalei fiind folosite pentru dezvoltarea orașului. Prețul de pornire al terenurilor scoase astăzi la licitație a variat între 500.000 de lei și 35 de milioane de lei.